azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Azi e sărbătoare, toți suntem aici, de la mic la mare, cei mai buni amici. Veselie multe, totul e frumos, se ai drum în viață cât mai frumos. Da, știi tu? Cine ne-a trimis să-ți facem ziua mai frumoasă? Da. Cine? Mama. Știe inima de fiică, cine o iubește și cine o apreciază atât de mult. Într-adevăr, surpriza vine din partea mamei, care este astăzi departe, dar vrea să-ți spună că oriunde s-ar afla în lumea asta mare, ea te iubește și ține foarte mult la tine. Și ți-a trimis multe, multe cadouri. În primul rând, un coșuleț. Aici tot a transmis ceva pentru tine, special pentru fata ei scumpă și dragă. Ce scrie acolo? Pentru Dulcea Aurica. Și uite, această mămică scumpă și dragă ți-a scris aici câteva rânduri. Scumpa mea fiică Aurica, ziua de 10 februarie este cea mai fericită zi din viața mea, pentru că anume în această zi, cu 18 ani în urmă, am devenit mamă pentru prima dată. Am adus pe lume fericirea și sensul vieții mele, pe cea mai scumpă ființă din viața mea, pe tine, scumpa mea fetiță. Tu mi-ai făcut zilele mai frumoase, tu mi-ai dat puterea și curajul de a mă ridica de jos, atunci când am căzut. Tu ești aerul pe care îl respir. Îmi pare foarte rău că nu sunt azi alături de tine în această zi minunată, dar te port mereu în inima mea, în gândul meu și în această zi frumoasă îți urez cele mai sincere și călduroase urări de bine, să fii sănătoasă, să ai numai bucurii, scumpa mea, să fii iubită și să iubești, să ai parte de prieteni adevărați, visele să-ți devină realitate. Mama vrea să-ți spună că te iubește foarte, foarte mult și te va iubi mereu. Toată viața vei fi și vei rămâne copilul meu scump și drag. Îți urez din depărtare un sincer și fericit la mulți ani. Cu drag, de la mama din Israel. Sănătate, mult răbdare și să vină mai de acasă, nu doar de ea. Uite așa. Așa sunt timpurile, știm foarte bine că mamica a plecat pentru binele vostru, pentru a vă putea oferi ceva, da? Sacrifică cu anii voștri frumoși, dar se străduie cum poate, ca să vă înfrumuseteze viața de zi cu zi, da? Această femeie frumoasă a zis să transmitem un buchețel de flori pentru tine. Și tu ești o persoană importantă pentru ea și un mare mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru familia ei frumoasă. Așa. Mersi. Aurica, mama, îți pune la mulți ani să fii sănătoasă. Mult, mulți ani. Ce să-i pus în realizările să pleacă toate. Toate visele tale, să scuți, să fii fericit de continuare. Gata, are emoții. Știu, te iubești, te aștept acasă. Ia că astăzi sunt doar lacrimi de dor, da? Și de bucurie. Și de fericire. Da, eu vă fac tot și sănătatea tot. Da? Mami, îți mulțumesc frumos pentru surpriză. Îți doresc mult sănătate, bucurie și multă răbdare. Să vii mai repede acasă, că ne lipsești foarte mult. Și mulțumesc frumos încă o dată pentru surpriză. Tare aș fi vrut să fii lângă mine acum la 18 ani. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Azi e sărbătoare, toți suntem aici, de la mic la mare, cei mai buni amici. Veselie multe, totul e frumos, se ai drum în viață cât mai luminos. Azi e ziua ta, azi e ziua ta.